Bună ziua, bine ne-am regăsit. Începe ședința extraordinară cu intonarea imnului de stat al României. Aprobare proiectul ordin de zi, care cuprinde aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 9 martie 2022 și trei proiecte. Doamna director, avem vorum pentru... Doamna președinte, sunt 15 consilieri prezenți, casa absenți. Mulțumesc. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 9 martie 2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă în unanimitate. Primul proiect de hotărâre din ședința extraordinară din data de 18 martie 2022, proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în strada Gării, numărul 62, municipiul Giurgiu. Aviz Comisiei de Specialitate. Comisia Administrație Publică Locală. Favorabil. Mulțumesc. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii numărul 89 din 28.02.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Aviz Comisiei de Specialitate, Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Mulțumesc. Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Aviz Comisiei de Specialitate. Buget Finanțe. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Declar închisă ședința de astăzi. Mulțumesc pentru participare. Ne vedem la ședința ordinară. Sper. Domnul Valuinu, dacă... Da, spuneți. Vă rog. Dacă se poate pune un semafor la liceul Igor Maiorescu. Atâta pe pietoni. Inclusiv. Da. A fost o promisiune legată de acest lucru, nu numai la trecerea de pietoni de pe aveniamentul Maiorescu, ci în spate de la MUV-uri către piață. Numai că condițiile precare, financiare, ale primăriei, deocamdată nu permite acest lucru. Nu o să țin cont de ce îmi spunea administrația publică locală anterioară, în care să-mi spună că am deja un semafor la aliniamentul blocului Romar. Dar vă spun cu una pe inimă că doi stâlpi, doar pietonari, din aceea cu timer, cu rezoluție, în care apeși ca pieton, ai un timer, 20 de secunde, îți permite traversarea
Încă 20 de secunde, doar un stâlp costă 10.000 de euro. O pereche de 2 stâlpi, 20.000 de euro. Din păcate, în România astăzi sunt doar câteva firme abilitate prin lege să execute acest lucru. Deci vă dați seama, doar 3 treceri pietonale ne va costa 60.000 de euro. Astea sunt condițiile de astăzi. Nu se poate importa direct din altă țară terță și să implementezi cu proiectul ca atare. Unele contracte, cele de mobilitate urbană, și anume, strada Oinac va beneficia de semaforizare prin proiectul de mobilitate urbană. A fost un lucru foarte bun, păcat că nu s-au gândit la toate cele 16 străzi incluse. Și mai avem o propunere. Eu, către dumneavoastră, dacă întârziem prea mult cu proiectul, mi se pare o intersecție foarte periculoasă, cea de la 1918 cu Miron Nicolescu, în dreptul clinicii domnului Finier. Și acolo am dezafectat un sistem de semaforizare, cel care a fost la Fântână, de astăzi de la Petrol. Și atunci, cu acordul dumneavoastră, dacă vă gândiți, până să realizăm lucrările de mobilitate urbană în zonă, să facem totul un efort de a instala semaforizarea care era anterior la Petrol. Mulțumesc! Mulțumim și noi! O zi bună, vă doresc! Bună ziua! Da, acum...